5 cu 16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Amin. Vă rog să luați loc. Mă bucur să vă revăd, să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră. Vă aduc și eu salutări din Sighetul Marmației, tinerii au fost pe acolo și unii dintre dumneavoastră, frați care ne-ați vizitat. Salutul bisericii noastre este exact salutul pe care l-ați citit, Evrei 13, 20 și 21. Și mă rog ca Domnul Iisus, Marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți pe dumneavoastră aici, pe noi acolo, și când va veni răpirea, cum s-a cântat acea cântare, să putem fi împreună acolo în slavă cu Iisus. Vreți asta? Doamne ajută-ne! M-am oprit asupra acestui verset, de-a lungul anilor am avut anumite mesaje despre vremea. De ceva timp am mai meditat chiar și în prima duminică din anul 2016, am predicat ceva în legătură cu răscumpărarea aceasta vremii. Însă, în mod deosebit, în această seară aici, la dumneavoastră, m-am oprit din nou asupra acestui verset, uitându-mă la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, privind la contextul acesta în care noi trăim. Și Pavel spunea că zilele sunt rele. Ceea ce se întâmplă în zilele noastre nu este simplu. Uitați-vă, în fiecare zi suntem bombardați cu fel și fel de vești care ne fac să ne gândim că parcă nu te poți aștepta, nu știu la ce bine. Primesc aproape în fiecare zi de la un site creștin anumite vești. Azi dimineață, așa în fugă, am putut să observ că un student la o prestigioasă universitate din Anglia a fost dat afară tocmai pe motivul că era împotriva acestor căsătorii care astăzi, vedeți dumneavoastră, sunt legalizate, oficializate și se pune tot mai mare presiune pe biserică. Știți de care? Bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Și știți la ce mă gândeam eu atunci când am citit știrea asta? Că acea universitate cândva a fost fondată de creștini, cu banii lor, că majoritatea acestor universități mari din lume, și nu intru acum în detalii, citiți istoricul lor, și veți vedea că din truda acelor oameni creștini, oameni care l-au slujit pe Dumnezeu, au investit în educație, cu bani grei, au pus bani, muncă grea, ca ele să existe. Și astăzi, vedeți dumneavoastră, încetul cu încetul, au fost preluate și invadate de secularism și oamenii s-au îndepărtat foarte mult de Dumnezeu, fără să mai țină cont de ce spune Scriptura. Mă gândesc la țările acestea care altădată au fost port-drapel în ceea ce privește creștinismul, în ceea ce privește, dacă vreți, relația asta cu Dumnezeu. Anglia a fost țara unde s-au născut mari treziri spirituale, oameni care l-au onorat pe Dumnezeu prin viața lor. Și îmi place așa să spun câteodată că în Anglia au plecat, dacă vreți, mișcările acestea, s-au născut mișcări de trezire spirituală. Chiar în timpul lui Henric al VIII-lea, când s-a opus Bisericii Romano-Catolice, chiar dacă era un interes al lui Henric, însă Dumnezeu a folosit acolo oameni care să vestească altceva. Înainte de reforma asta, Dumnezeu s-a folosit de un profesor de la Oxford, John Wycliffe, care era preot în Biserica Romano-Catolică de atunci. Însă omul acesta, luminat de Duhul lui Dumnezeu, a pus în mintea studenților, în mintea oamenilor cărora le predica adevărurile acestea,
pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul Scripturii. Ideile lui au depășit Anglia și au ajuns pe teritoriul acesta al cehilor bunoră. Jan Hus a preluat ideile lui, chiar dacă el a fost preot catolic, a fost ars pe rug. Și uite, flacăra asta a fost aprinsă și apoi în Germania și în alte părți oamenii au predicat, au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Cum spuneam, în Anglia, alte mișcări, cuacheri, baptiști, ce să mai vorbesc de metodiști, că apoi în sânul bisericii metodiste de acolo, dacă vreți, au fost alții care au vestit mai departe cuvântul lui Dumnezeu și penticostalismul, dacă vreți, s-a născut undeva în mijlocul unor oameni care erau metodiști. Charles Fox Parham a condus o școală metodistă și acolo au avut loc botezurile cu Duhul Sfânt și așa mai departe. Și când te uiți la ce se întâmplă la ora actuală, rămâi uimit, te uiți în America, țara care a fost fondată de prigoniții Europei, oameni care l-au onorat pe Dumnezeu. În Constituția lor apare cuvântul Dumnezeu de nu știu câte ori. Țara lor, spunea într-o împrejurare unul din președinții Americii, spunea: Biblia este stânca pe care e clădită patria noastră. Dar uitați-vă ce se întâmplă acum, cum Biblia este dată la o parte. S-a ajuns până acolo încât în școlile acelea din Statele Unite ale Americii nu mai ai voie să predai creștinismul. Dar islamismul se poate, hinduismul, religiile astea orientale se poate, că acelea sunt, mă rog, altceva, ce țin de istoria civilizației, auziți? Și apoi se miră oamenii ce se întâmplă și spre ce ne îndreptăm. Ei, aș putea să vă descriu că zilele acestea sunt rele din prisma asta, ceea ce am citit azi dimineață, și oricum așa m-a pus pe gânduri și am zis: Doamne, ce vremuri grele trăim. În țări creștine, oamenii care vor să țină adevărul acesta se trezesc amenințați și țin minte că în America, în Statele Unite, când s-au legalizat aceste căsătorii, un ziarist de la un mare cotidian american a spus că trebuie să se pună presiune pe biserici să accepte acest lucru. Iar un magnat din lumea mobilei a mers mai departe și a zis: de pe lista de păcate trebuie să fie scos acest păcat. Auziți? Până acolo se vrea. Zilele nu sunt simple deloc. Trăim vremea asta în care privim la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și ne întrebăm ce-i de făcut. Trăim vremuri de libertate, noi am putea spune în România. Se poate vesti cuvântul lui Dumnezeu? Cât? Eu nu știu să vă spun. Trăim vremuri în care avem posibilitatea să ascultăm cuvântul Domnului în pace și în liniște. Altădată eram urmăriți și ne temeam. Îmi aduc aminte de un episod, poate nu v-am spus niciodată, când în tinerețea mea am fost aici și fratele Andrei mi-a dat Biblie și eram împreună cu un prieten de-a meu și am dus genți cu Biblie și cărți și ne-am dus și trebuia să coborăm undeva într-o localitate aproape de Ruscova, de unde mă trag eu. De două ori am adormit în tren în viața mea. Și de două ori am adormit și tot de cărți era vorba. Odată era cu Bibliile astea și altă dată am adormit, veneam de la București cu o geantă plină de cărți și am cărat după aia vreo 5 km în spate cărțile, poate mai bine. Dar atunci, când era cu Biblie, era un pericol mare. Știm, când ne-am trezit undeva într-o localitate unde întorcea trenul și se stătea 20 de minute și acolo grănicerii controlau tot. Și mai ales era vremea aceea în care oamenii mergeau și maramureșenii mergeau dintr-o parte în alta și aduceau din astea spirit, țigări, cine știe câte, alcool, alimente, de toate. Și acolo se controlau. Noi am încremenit cu Fedor, cu prietenul meu, am zis: acum suntem gata. Rugăciuni am făcut și vreau să vă spun, doar atât s-a întâmplat. Când au venit grănicerii și ne-au dat cu lumină în ochi, s-au uitat peste tot, ne-au salutat, au plecat și noi am răsuflat ușurați și am zis: slăvit să fii, Doamne! Că le-am dat la alții Biblia și le-au citit și am întâlnit după zeci de ani pe cineva în Italia
O tânără era atunci și acum cu copii, zice, să mai aduce aminte că mi-a dat o Biblie verde din aia frumoasă, zic, mi-aduc aminte. Dar eu mi-aduc aminte de altceva, că atunci s-ar fi putut întâmpla câte altele. Și uitați-vă, acum sunt vremuri de libertate, adevărat? De pace, Biblie găsește în librării, câte vrei. Atunci ar fi fost cine să citească, dar nu erau Biblii. Acum sunt Biblii câte vrei, numai nu sunt cititori. Așa-i? Uitați-vă bine, dacă aș întreba așa în ziua de astăzi, așa, cât ați citit săptămâna asta, cei care suntem pocăiți, acum eu nu vă întreb să-mi răspundeți, dar așa vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră, câte capitole ați citit? Nu? Să răscumperi vremea. Atunci mergeai la rugăciune și te pândeau alții, că dacă te prindeau și erau ciripitori din ăștia care spuneau tot unde se roagă. Și mergeau unii și se rugau lui Dumnezeu că puteai să te rogi. Acum ai libertatea să te rogi, să stai la biserică, atunci trebuiau numai câteva ore, că dacă depășai, erau trași la rost cei care erau în frunte. Acum poți să stai cât vrei, că nimeni nu-ți are treaba. Dar uitați-vă, atunci ar fi stat frații și parcă nici nu erau ceasuri pe pereți. Acum cu ceasuri abia așteptăm și plecăm. Ei, vedeți dumneavoastră, a răscumpăra vremea înseamnă să poți să folosești ocaziile astea. Să folosești timpul la maxim. Practic, este aici în limba greacă un verb exagorazo. Și verbul acesta însemnează a, dacă vreți, a traduce așa în limba noastră, are mai multe semnificații, depinde de contextul în care este folosit. Poate să însemne a folosi timpul la maximum, a profita de orice ocazie. Există într-un alt context ca și acesta, a folosi timpul cât mai intens și a-l folosi, spune la un moment dat, e acolo, în modul cel mai avantajos, a profita de orice ocazie atâta timp cât ea există și mai însemnează a răscumpăra timpul din legăturile lui rele. Pot să existe astfel de situații. Și privind la contextul ăsta al vremii în care noi trăim, avem posibilitatea fiecare dintre noi să răscumpărăm vremea. Și mesajul pe care eu doresc să-l transmit în seara aceasta, îl voi intitula O, cât de important este să răscumpărăm vremea. Pentru noi sunt multe lucruri importante. Însă, nu știu cât de important a fost pentru noi, cel puțin până în seara aceasta, să răscumpărăm vremea. Nu știu cât de mult am folosit fiecare ocazie pe care am avut. Nu știu cât de mult am fost gata să folosim timpul răscumpărându-l din legăturile lui rele. Nu știu cât de dispuși am fost să folosim orice ocazie pe care am avut-o la dispoziție, să facem ceva pentru Dumnezeu, să ne punem viața în ordine și câte alte multe lucruri. Mi-au plăcut cuvintele unui mare om pe care l-au avut americanii, Benjamin Franklin. Și el spunea așa de frumos, timpul este stofa din care este făcută viața. Auzi? Timpul până la urmă este stofa aceea, așa cum ne place noi să ne îmbrăcăm, din care este făcută viața. Și cât de important este să putem înțelege acest lucru și să răscumpărăm vremea. Mă voi opri în această seară la câteva lucruri pe care mi le-a pus Domnul pe inimă în seara aceasta. La unele nu mă gândisem altă dată. În seara aceasta însă, stând aici, m-am oprit la primul lucru gândindu-mă ce înseamnă să răscumpărăm vremea și cât de important este să o răscumpărăm. Și primul lucru l-am numit că a răscumpăra vremea înseamnă să cunoaștem vremea cercetării noastre. Vă rog, rețineți. Primul lucru. A răscumpăra vremea înseamnă să cunoaștem vremea cercetării noastre. Și mă voi folosi de un pasaj din Noul Testament, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 19, un pasaj pe care ori de câte ori îl citesc, credeți-mă, stârnește așa în mine niște emoții, parcă așa niște fior trec prin mine, gândindu-mă că acest text a fost rostit de Domnul Iisus
într-o împrejurare deosebită, el are o valoare profetică foarte mare, pentru că n-a trecut mult timp și ceea ce a spus Iisus s-a împlinit cu exactitate. Vă citesc pasajul, deci pasajul acesta din... Un pic mi-e ruptă Biblia și uite că deja mi se duc foile, na? Asta e. Luca de la 19, începând cu 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru el și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile și te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Vă rog, rețineți. Eu spuneam mai înainte, a răscumpăra vremea înseamnă întâi de toate să cunoaștem vremea cercetării noastre. Și acum haideți să privim puțin la pasajul acesta din perspectiva istorică. Domnul Iisus Hristos urma să intre în Ierusalim, a intrat, a fost primit cu aclamații, striga evreii: Baruch Abba, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. A intrat în Ierusalim, călare pe un măgăruș, și chiar dacă interpretarea noastră este că Iisus a mers pe măgăruș arătând smerenia și câte altele, e clar că poate fi interpretat și așa. Însă contextul istoric spune că atunci când un împărat intra călare pe un măgar, într-o cetate vestea pacea. Când intra pe cal, se știa, vestea războiul. Asta se știa clar, era cultura vremii. Și să nu vă gândiți că lucrurile astea sunt așa la întâmplare. Iisus a venit să vestească pace. Însă, observați dumneavoastră, s-a întâmplat ceva, ei l-au primit cum l-au primit, însă majoritatea dintre ei i-au întors spatele și n-a durat mult timp și au început acei oameni să strige: răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Însă, uitați-vă aici, când plânge Iisus pentru cetate, spunea mai înainte că pasajul acesta are o valoare profetică incontestabilă. Și știți de ce? Pentru că n-au trecut decât 40 de ani. Și armatele romane au înconjurat Ierusalimul. Și după un asediu pe care l-a început Vespasian, generalul roman, asupra Ierusalimului, mă rog, între timp a fost proclamat de Senatul Romei ca și împărat peste Imperiul Roman și conducerea a preluat-o fiul lui Titus. Preluând conducerea, Titus a urmat mai departe asediu, Ierusalimul a fost nimicit și uitați-vă, s-a întâmplat ceva, mă rog, sursele istorice vorbesc că el ar fi vrut să salveze templul, însă un soldat, unii spun că l-a chemat Marcelius, a aruncat o torță și cum templul era făcut din lemn, templul a luat foc și apoi, pentru că era mult aur acolo în templu, acei soldați romani, dorind să găsească aurul, au trebuit să ia fiecare piatră, să o dea la o parte, ca să găsească acel aur. Și profeția asta, ascultați-mă, este validată de istorie. Nu e o poveste. S-a împlinit motamo. Nu va rămâne pe tine piatră pe piatră. Auzi ce spune cuvântul Scripturii? Te vor înconjura, te vor împresura vrăjmașii tăi și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Și apoi spune aici cuvântul: pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Ei, frați și surori, prieteni dragi care sunteți aici, poate unii ați venit la evangelizare de mai multe ori, poate alții veniți la biserică, chiar v-ați botezat, l-ați primit pe Dumnezeu în viața voastră și poate Dumnezeu v-a cercetat de multe ori, v-a vorbit în nenumărate rânduri,
ca să aveți o viață de relație cu Dumnezeu, trăind cu Dumnezeu în mod plenar. Creștinismul nu e o poveste. Pentru că noi trăim într-o țară creștină în care foarte mulți oameni, ei se mulțumesc cu atât. Suntem creștini, dar dacă îi întreb, ai siguranță mântuirii, dacă mor unde te duci, ridică din umeri. Oamenii se bazează pe faptul că participă la diferite ceremonii, la diferite ritualuri și cu asta s-o termina. Însă, vedeți, e nevoie de ceva mai mult. Nu doar că trăim așa în lumea asta și purtăm eticheta asta de creștin. Dumnezeu vrea mai mult. Vorba acestui erudit Nicolae Steinhardt, un evreu convertit la creștinism. Omul acesta care în închisorile comuniste din România a ajuns în contact cu Scriptura, cu creștinismul, a acceptat botezul și apoi a devenit un om care a scris foarte multe lucruri frumoase, printre care Dăruind vei dobândi, Jurnalul Fericirii și ăștia care sunteți mai tineri, puteți lectura aceste cărți și cei mai în vârstă că scrie ceva foarte frumos. Și auziți, el spune la un moment dat așa, creștinismul e religie. Creștinismul e dogmă. Creștinismul e de toate, spun el. Însă, mai presus de toate acestea, e un mod de viață. E o soluție, e rețeta fericirii. Nu asta e creștinismul, nu o poveste. Că ne umplem capul cu fel și fel de lucruri și nu le punem în aplicare. Ne crește capul mare și, în definitiv, viața noastră este așa ca a celorlalți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și uitați-vă, de multe ori Dumnezeu ne cercetează. Cercetează prietenii la evanghelizare și ne vorbește. Eu particip mult la diferite evanghelizări. Numai săptămâna aceasta am străbătut mulți, mulți kilometri. Undeva vineri predicam acolo, în nordul țării, prin Suceava. Astăzi sunt aici la dumneavoastră și de atunci am mai fost în alte locuri. Sunt oameni care vin, ascultă Evanghelie. Am avut ocazia să văd oameni plângând. Am avut ocazia să văd oameni venind, spunând, simt că am nevoie de Dumnezeu. Simt că Dumnezeu mă cercetează, îmi vorbește. Am avut ocazie să plângă oamenii și să-mi povestească vise prin care Dumnezeu i-a cercetat. Și modul în care Dumnezeu cercetează oamenii e diferit. Uitați-vă numai în cartea Iov, cuvântul lui Dumnezeu spune atât de clar în capitolul 33, și haideți să parcurgem puțin textul ăsta, că Biblia asta e tare frumoasă. Și uitați-vă cât de clare sunt lucrurile prezentate de ea. Capitolul 33, începând cu versetul 14. Și au ce spune. Dumnezeu vorbește, însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și auziți ce spune el în versetul 19. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oase. E, observați aici. Dumnezeu cercetează pe oameni. Și eu ca pastor, stând de vorbă cu mulți oameni, bună oră când botez, eu îi întreb și stau de vorbă cu fiecare, acord un timp și mă interesează cum s-a întors la Dumnezeu. De felul meu sunt așa analist. Mă interesează, vreau să văd ce l-a determinat și vreau să vă spun că de multe ori oamenii îmi spun experiențe acestea deosebite. Unii spun la predică, Dumnezeu m-a cercetat. Alții au spus, stăteam la răscruce și nu știam unde să mă duc, în ce biserică să mă duc. Căuta, însă Dumnezeu mi-a arătat și mi-au spus, uite, mi-a arătat direct să vin aici, la biserica dumneavoastră. Altul mi-a spus, am avut un vis atât de clar, încât a ajuns cineva să-mi spună, erați după amvon și am înțeles că aici trebuie să vin. Altă dată altcineva mi-a spus, toate bisericile astea din Sighet, le-am cercetat. Și la un moment dat m-am oprit și am zis,
cine va veni primul și mă va chema, am să mă duc în biserica aceea, ăsta va fi semnul. Și era o evanghelizare pe care noi o avusesem, cu mulți ani în urmă în Sighet, și undeva spunea, eram în piață, cineva mi-a întins o invitație, am venit la biserica dumneavoastră și Domnul mi-a vorbit și a rămas acolo până a plecat în veșnicie. Și a venit și fiul ei și nora și acum și nepoții, că așa lucrează Dumnezeu. Dar ce vreau să înțelegem de aici? În alte situații Dumnezeu poate să vorbească prin visuri. Așa spune Biblia. Și de multe ori Dumnezeu Sfântul descoperă, se revelează unor oameni spunându-le ceva, vorbindu-le ceva, trezindu-i la realitate. Altădată întipărește învățături din astea în mintea lor și omul nu mai are pace. Țin minte, eu am o mătușă care undeva prin județul Bistrița. Sâmbătă ieri i-am vizitat fiica, eram cu Sami, am trecut venind din Suceava și am stat puțin acolo la ea. Ei, mătușa asta mea, care a avut mamă credincioasă, dar bineînțeles, s-a întors mai la bătrânețe. Mama mea, sora ei, era credincioasă, însă ea era așa, își vedea ea de drumul ei, ai putea să spui o femeie morală cu viața ei, însă, la un moment dat, Dumnezeu a lucrat în viața fiicei ei, la care am fost ieri, și ea prima s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu a cercetat. Însă, observați, la un moment dat, când eu am fost la botezul fiicei ei, m-am uitat la ea așa, nu știu, cred că m-am adresat și am întrebat-o. Și totuși, dumneata, cum stă? Nu mi-a zis nimic. O strâns din nume. Și nu a trecut mult timp și m-am pomenit, era mulți ani de atunci, că nevastă mi-am spune, mătușa ta s-a botezat. Doamne Sfinte, eram așa de uimit. Am pus mâna pe telefon, am sunat-o și am spus, spune și mie, cum te-ai botezat? O botezat așa, în regim de urgență. Și a zis, cum te-ai botezat? O zis, m-am dus joi seara la biserică. Și un frate în vârstă de acolo, încă trăiește, cred că are undeva între 90 și spre 100 de ani. Și acum, dar atunci era de 80, cred, cam așa. Spune el, m-am dus joi la biserică și nu știu, zice, numai a luat textul acela din Faptele Apostolilor cu famenul etiopian. Și apoi, zice, de câteva ori a spus, ce te împiedică să și botezat? Și au zis, mătușă mea, din momentul acela eu n-am mai auzit nici o predicat, nici o vorbit, numai asta era, ce te împiedică să fii botezat? Zice, n-am mai avut liniște, n-am mai avut pace și a zis, de atâția ani știu de Dumnezeu, de atâția ani aud despre Dumnezeu și uite, acum e momentul cercetării. Și a zis, gata, m-am dus și am zis, fraților, vreau să mă botezați pentru că nu mai pot trăi așa. Ei, vedeți, ea a știut să folosească acea vreme a cercetării, acea vreme a răscumpărării. Dar vreau să vă spun, au fost atâția alții cărora Dumnezeu le-a vorbit, au simțit cum arde în ei dorul acela după Dumnezeu. Au simțit că Dumnezeu le vorbește, le-a descoperit toată viața lor. Unora printr-o vedenie, altă dată printr-o prorocie, altă dată predica cineva și toată viața lui era acolo. Și a spus, bă, ce s-a întâmplat cu mine? Am avut și eu experiențe din astea, când cineva odată stătea undeva la ușă, mi-au zis alții, eu habar n-am avut, și au vrut să mă bată undeva pe la Oșeni. Eu zic că eu am predicat și în timp ce predicam, eu știu, Dumnezeu a descoperit așa că era cineva care băuse acolo și eu știu, a venit așa un cuvânt, habar n-am avut. Și mă aștepta, numai că eu, mă rog, turând motoarele, aveam o cămașă albastră, între timp m-am schimbat. Și au zis, numai vreau să-l văd eu pe omul ăla cu cămașa albastră, că-i dau eu lui. Ăștia toți stăteau și mă păzeau. Însă știți cum a lucrat Dumnezeu? La un moment dat s-a dus acasă, mă rog, ea nu m-a mai văzut și... A zis, totuși de unde eu știu de el? Și ăștia explicat, auzi, el nu știu nimic. El a predicat Evanghelia, dar ascultă, Duhul Domnului a descoperit. Și știți că femeia aceea s-a trezit, s-a pocăit și cândva, nu mi-a zis familia, mi-a zis alții după aceea, m-a chemat la mormântare, doar atâta mi-a zis, atunci s-a predat în mâna lui Dumnezeu în ziua aceea după aia. Ei, Dumnezeu are metodele lui de a-i cerceta pe oameni, mă înțelegeți? Important este să rețineți, a răscumpăra vremea înseamnă să cunoști vremea cercetării tale.
Pentru evrei ăștia care a fost problema? Uitați-vă, timp de 3 ani și jumătate, Domnul Iisus le-a vorbit. Și cine a vorbit ca Iisus? Știți ce o să zic? Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acest. Vindecări? De nu s-a mai pomenit. Orbii au început să vadă, șchiopii au început să umble, leproșii erau curățați de lepra lor, a înviat pe fiul văduvei din Nain, a înviat apoi pe fiica lui Iair, a înviat pe Lazar și toți erau uimiți și toți erau semnele astea deosebit. Vă întreb eu, era o vreme a cercetării pentru ei? Era. Dar uitați-vă ce spune Domnul Iisus. Ăsta este și de aia vă spun, de multe ori mă cuprind fiorii când mă uit la pasajul acesta care spune aici așa de clar. Și nu voi lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Ascultă-mă bine. I-am străbătut aceste sute de kilometri și în seara asta nu predic la întâmplare. Chiar dacă vroiam altceva să predic, dar s-ar putea să fie aici persoane pe care Dumnezeu să le fi cercetat de multă vreme. Poate sunteți aici prieteni care ați auzit de multă vreme Evanghelia. Poate de multe ori a ars în voi dorul acesta după Dumnezeu. Ați simțit că Dumnezeu vă cheamă la mântuire. Viața asta nu știți niciodată când se termină. Într-o seară ca asta, rețineți, Dumnezeu mai acordă încă o șansă. Ce veți face cu această vreme a cercetării? Când Dumnezeu v-a vorbit, v-a sfătuit, când Dumnezeu v-a spus că cel mai important lucru este mântuirea, să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu. Poate sunteți tineri aici, copii de pocăiți, care poate și cântați, dar tot așa stați așa ia. Dumnezeu v-a vorbit, Dumnezeu v-a sfătuit, v-a luminat și când e vorba de decizie, poate tot așa vă mai târguiți. Nu astăzi, poate mâine, în finalul anului 2015. Eram undeva la o conferință în Suceava cu slujitori și seara am predicat undeva într-o biserică, acolo, Voitinel, Vicovul de jos. Și din Voitinel, 2 băieți, 3 de altfel, veneau la biserică acolo. Și numai ce s-a întâmplat, un accident cumplit și 2 dintre ei au murit. Unul de 16 și unul de 21. Era ceva care pur și simplu a înspăimântat acolo. Dar 2 băieți, auzi, când s-au dus polițiștii, știi ce au declarat? Ori de câte ori am fost la câte un accident din ăsta, am găsit droguri, am găsit bere, sticle cu țuică, țigări și fel și fel. Dar la ăștia spuneau polițiștii, numai Biblia am găsit. Am fost după aceea chemat la acea mormântare, lume multă. Și cineva care a cunoscut pe acei 2 tineri, a vorbit un om cu daruri duhovnicești. A povestit în plin acolo, în plen. A vorbit că cei 2, unul de 16 ani, a venit de câteva ori la el însă într-o bună zi. Tânărul ăsta care n-avea, nu știu ce, îi plăcea așa să distreze pe alții, îi plăcea așa să facă atmosferă. Și auzi, într-o seară a venit la fratele ăsta, îl chinuia lucrul ăsta și știi ce i-a zis la acest slujitor, acest vas de lucru. A zis, frate, rogă-te lui Dumnezeu pentru mine, că dacă El vede în viitor că lucrul ăsta ar putea să-mi pericliteze mântuirea și eu aș putea să cad și să n-ajung mântuit acolo să fiu în împărăția lui Dumnezeu, mai bine să-mi curme viața și să mă mântuiască, să mă ducă de acum așa, din tinerețe, din copilărie. Și-a zis fratele ăsta, auzi măi nătiu, că-l chema Nătanael, dar așa vorba lui. Eu așa ceva nu mă rog, zice. Eu așa ceva nu pot să mă rog. Dar auzi ce-o zis slujitorul ăsta? Că băiatul ăsta s-a pus pe genunchi și atât de mult îi păsa de mântuire, de salvarea sufletului, de veșnicie. Auzi, un prunc de 16 ani. Și știi ce-o zis? S-o ruga el și-o zis, Doamne, dacă Tu consideri și dacă vezi în viitor că eu aș putea să fiu nemântuit și lucrurile astea ar putea să-mi pericliteze viața, mai bine să mă duci. Știți că tot trecut? O zis fratele, nici 3 săptămâni. Și s-a dus băiatul ăsta. Unul era dintre ei. Ăla de 21, nu mai povestesc caz ceva asemănător. Din nou, dorința aia după relația cu Dumnezeu. Era o vreme a cercetării. Scumpul meu, eu vreau să spun, noi nu ne cunoaștem. Cu unii mă cunosc.
Sunteți aici prieteni. Sunteți aici oameni care poate ați auzit de atâtea ori, tineri, cuvântul lui Dumnezeu. De ce trebuie să predic eu asta, știe mai bine Dumnezeu? Dar într-o seară asta, dacă tu simți că Dumnezeu te cercetează și te-a cercetat de atâtea ori, înțelege bine că a răscumpăra vremea înseamnă a cunoaște vremea cercetării. Tu o cunoști? Dacă o cunoști, fă ceea ce spune Dumnezeu și vei fi binecuvântat. Amin? Doamne ajută! Doi! O, cât de important este să cunoaștem vremea cercetării. În al doilea rând, scumpii mei, a cunoaște, în al doilea rând, cât de important este să răscumpărăm vremea, am zis, înseamnă să stabilim o relație cu Dumnezeu în vremea pusă la dispoziția noastră. Vă rog, rețineți. Să stabilim o relație cu Dumnezeu în vremea pusă la dispoziția noastră. Știți ce spune Biblia? Uitați-vă în cartea Iov, de unde am mai citit în capitolul 14, ni se spune în felul următor, versetul 5. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece. Cine stabilește vremea cât avem noi de trăit? Dumnezeu. Uitați-vă în renumita predică pe care o ține apostolul Pavel în Areopagul din Atena. Versetul 26 din capitolul 17. Fapte 17 cu 26. El, adică Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Și acum atenție, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Cine așează vremea, repet din nou, Dumnezeu, slăvit să fie. Știe careva care-i vremea? Nu știe niciunul. Eu nu știu cât îmi stabilește Dumnezeu. Nu știe nici unul de aici. Dar observați dumneavoastră, în vremea pe care noi o avem la dispoziția noastră, este foarte important să stabilim o relație cu Dumnezeu. Adică să fie o legătură între noi și Dumnezeu. Nu-i de ajuns cât e rog Tatăl nostru și eu văd că atât de mult le place oamenilor să se roage Tatăl nostru. Eu văd așa că parcă se înseninează oamenii când rostești rugăciunea Tatăl nostru. Zici că e un algo calmin pentru ei. Înțelegeți? Eu asta am văzut. Mai ales în Maramureșul nostru religios. Dacă te rogi Tatăl nostru, nu știu dacă n-am zis vreodată aici la dumneavoastră, dar țin minte, uite, așa îmi vine instantaneu o întâmplare. Eram, nu departe de Sighet, într-o localitate, la o înmormântare. Eu venisem mai târziu, avusesem slujba, au predicat frații, când am venit eu m-am pus să predic. Și cel care a condus slujba a pus pe cineva să se roage și gata, slujba încheia. Și odată văd că vine un moroșan de acolo și la conducătorul ăsta de adunare începe să-i spun: auzi, da, zice socrul meu, că socrul lui s-o pocăie și tocmai eu l-am botezat, dar l-am bătrânit. Zice, socrul meu nu merită un Tatăl nostru. I-am tras cu ureche. A, fratele ăsta, ce se facă? Ne zice, ce face? Zic, rezolvăm. Zice, rezolvă tu cumva. Bun. Când era să ieșim din curte, acolo mi-o da mie, am citit câteva cuvinte și am mai spus ceva și așa le-am pus încât am zis rugăciunea Tatăl nostru. Gata, s-o înseninat. Vreau să vă spun că am mai fost la alte mormântări, de multe ori au venit așa pe lângă mine și-o dat mâna cu mine. Tare era bucuros că am rostit Tatăl nostru. Nu, nu! Zici Tatăl nostru. Dar eu vă întreb pe Dumnezeu. Să tot îi spui Tatăl nostru, dar tu să nu fiul lui, să fii fiul lui. Că anul trecut parcă despre asta am vorbit, despre cât de important este, ce onoare să fim copii ai lui Dumnezeu. Tocmai aici am predicat, așa? Din Ioan 3, 1 Ioan 3 cu 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Dar auzi, să tot spui tu Tată și tu să nu fii fiul. Dar ce folos ai? Spuneți-mi. Să te tot rogi tu lui Dumnezeu, Tatăl nostru, și tu să n-ai nicio relație cu El, să te întrebe cineva, dacă mor, unde te duci? Păi, zice, știu eu. Un sol duce de oameni. Nu, zice, unde? Dacă mori, vei fi cu Dumnezeu în veșnicie, cum zice un poet, ce n-ai dat tu în clipa morții? Să ai nădejdea ce o am eu, să știi că orice ar fi să vie,
ești cu Dumnezeu în veșnicie. Ai tu asemenea nădejde. Ei, uitați-vă aici. Asta presupune stabilirea unei relații cu Dumnezeu. Și relația asta nu se poate stabili, rețineți, decât în vremea pusă la dispoziția noastră. Și uitați-vă în cartea Eclesiastul, capitolul 12, e un text acolo pe care Solomon, înțeleptul ăsta, îl scrie în capitolul 12 și în versetul 1 el începe să spună următoarele lucruri. Dumneavoastră a citit și cunoașteți aceasta. Eclesiastul 12 începând cu. Și auzi ce spune la el. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nici o plăcere în... Auziți tine? A stabilit relația cu Dumnezeu, Dumnezeu spune din tinerețe că nu știm niciunul care pleacă. Eu când mă uit așa la băieții ăia cu care m-am jucat eu în copilărie, să știți că mulți dintre ei au plecat, nu mai sunt. Și unii chiar de mult. Am avut coleg de bancă al meu și era dintr-o familie foarte bună și era și neam cu mine. Și a terminat liceul, a făcut armata la termen redus și urma să intre în primul an de facultate. Și s-a dus undeva acolo pe lac, mai era cu alți băieți, ce știu cum a căzut, acolo a rămas și au trecut atâția ani și viața s-a terminat. Nu știi când pleci din lumea asta. Și Biblia spune, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale și când îți aduci aminte de el și stabilești o relație. Am un privilegiu ăsta și mulți dintre voi sunteți. Știi ce har este? Eu când mă uit așa în urmă și cu atâta bucurie când am spus de multe ori și poate și la voi, că dacă m-ar întreba cineva care e cântarea preferată, știi care? Eu o spun, Iisus al meu, prieten scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Știi ce frumos e să ai o relație cu Dumnezeu, să poți stabili cu El din tinereți. Câte dezamăgiri trăiește omul în viață, prin câte experiențe nu trece, prin câte probleme, cu câte nu se confruntă. Dar când îl vezi pe Iisus că este de partea ta, când poți să spui că acele cuvinte pe care le-a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul vieții, ți se umple așa inima de bucurie și nu poți să spui decât mărire ție, Doamne, slăvit să fie El. Ei, să stabilești o relație cu El, adică El să fie Domnul vieții tale, El să fie stăpânul tău, El să fie păstorul tău. Dar câți oameni nu cunosc pe Iisus? Dar cum îl cunosc? În felul lui. Știe că e Crăciun, spun, eu nici nu-s de acord cu cuvântul ăsta, nu știu, în slovacă, cum se zice, dar știu că în ucraineană nici nu există Crăciun, zice Ruzdvo, adică nașterea. E termenul ăsta și mie îmi place ăsta. Crăciunii nu știu dacă exista și cine a fost ăsta. Păi au pus oamenii nume. Dar noi sărbătorim, ne aducem aminte de acest eveniment al întrupării lui Iisus aici, pe pământ, a venit în lumea asta. Și evenimentul ăsta este unul din cele mai importante evenimente din istoria omenirii și poate cel mai important, când americanii au pus piciorul pe lună și Neil Armstrong a fost acel, mă rog, astronaut și a ieșit președintele Americii, cum țin ei cuvântări, și a zis, cel mai măreț eveniment din istoria omenirii e faptul că omul a pus piciorul pe lună. Și Billy Graham, omul acesta care îl slujește pe Dumnezeu, deja a pășit în al 97-lea an al vieții, care a predicat Evanghelia, a fost de multe ori la investirea președinților Statelor Unite ale Americii. Știți ce a zis el? Cel mai măreț eveniment din istoria omenirii nu-i faptul că omul a pus piciorul pe lună, ci faptul că Fiul lui Dumnezeu a pus piciorul pe pământ. De ce? Ca noi să stabilim o relație cu El. El stă și auzi, bate de 2000 de ani, în mod deosebit bate la ușa multor inimi. Și în seara asta, cum spune în Apocalipsa 3:20, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, va deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dar ascultă-mă, deschiderea ușii e un act individual, eu nu pot deschide pentru copiii mei. Fiecare trebuie să deschidă el, a deschis pe rând. Noi nu putem, noi nu ne naștem creștini, cum spun unii, nu. Noi ne naștem aici, în lumea asta.
Și fiecare om este responsabil de decizia, de alegerea pe care o face. Tertulian, marele apologet al creștinismului, publicat și de Institutul Biblic Ortodox din România, el spune acolo foarte clar: creștinii nu se nasc, creștinii se fac. Este o zi, un moment, când deschiderea ușii e un act individual, este un act al voinței, adică omul deschide ușa, cum zice Ioanid într-o poezie de-a lui: am auzit pe mulți spunând, Iisus nu sfară măzăvorul, el însă bate încet și blând, dar tu deschizi, nu, Salvatorul. Odată însă în viața mea, Iisus vărând prin ușă mâna, mi-a zis: eu totuși pot intra, căci eu sunt Domnul, tu țărâna. Dar n-a intrat și am plâns cu amar, neînțelegând de ce nu vine. Dar el n-a vrut ca un tâlhar să tragă fierul pus de mine. Tu ești responsabil. Stabilirea relației cu el, ascultă-mă, înseamnă a putea, este în vremea asta pe care tu trebuie să o răscumpieri, să folosești ocazia. El poate bate și în seara asta la ușa ta și poate simți bătaia ușii, bătaia lui la ușa inimii tale, și el îți spune: de atâta vreme te aștept, și poate te aștepta de mult și tot ai amânat și tot ai spus mai o fi cândva, dar nu acum. Eu vreau să te invit în seara asta și să-ți spun: nu amâna. Că spune acolo în Evrei, nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Câți oameni n-au mai vrut să mai bată Iisus la ușa inimilor, însă n-a mai bătut. Au fost oameni care n-au înțeles lucrul acesta. N-au răscumpărat, n-au cunoscut vremea cercetării și n-au stabilit relația. Uitați-vă aici în Apocalipsa, spune cuvântul lui Dumnezeu: adu-ți aminte în zilele tinereții, și m-am adresat tinerilor. Dar apoi spune aici: până nu vin zilele cele rele. Și nu o să citesc, vă lăs să citiți acasă, că mai am alte lucruri de spus. Dar vreau să ajung în punctul ăsta 7, versetul 7, care spune așa: până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a luat. Adică, știți până când putem stabili noi o relație cu Dumnezeu? Până nu plecăm din lumea asta, până nu ne ducem de aici. Dar când a venit moartea, moartea pune capăt oricărei posibilități de a ne mai schimba destinația unde ne vom petrece veșnicia. Până la moarte, omul este responsabil de ce face. Și de aceea Biblia spune în Isaia 55:6, atât de clar: căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-l câte vreme este aproape. Auziți? Până atunci, că s-ar putea să vrei să-l chem altă dată și să fie prea târziu. Au fost oameni care au mai încercat să facă ceva, dar pentru unii nu s-a mai putut face nimic. Câți oameni n-au zis: o, de-aș mai trăi o dată. Vorba lui Iorga, acest mare istoric român, om de cultură, care spunea într-o împrejurare: pierzi în viață ani și la moarte cerșești o clipă. Câți oameni n-au fost din ăștia care au zis: dacă mi s-ar mai da posibilitatea să mai merg la biserică, să închei legământ cu Dumnezeu, să-mi predau viața în mâna lui Dumnezeu, cum aș face lucrul ăsta? Dar zice: acum nu mai pot. S-o terminat. Și vreau să vă spun că nu unul a zis: acum e prea târziu, acum plec în veșnicie, dar unde mă duc, nu știu. Thomas Hobbes, un mare filozof, știi ce a spus el când s-a văzut că pleacă din lumea asta? Ultimele lui cuvinte au fost acestea: mă așteaptă un salt în întuneric. Și cu asta a plecat în veșnicie. Tu te-ai întrebat ce te așteaptă? Ce frumos este pentru acei oameni care îl slujesc aici, care îl onorează pe Dumnezeu, care și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu, care au stabilit o relație cu Dumnezeu, care au trăit cu Dumnezeu. Știi ce zic astfel de oameni? Uitați-vă, poate cea mai frumoasă declarație a unui om care știa că vine moartea, o găsim în 2 Timotei, capitolul 4.
Uitați-vă de la versetul 6 ce spune acest mare om cu numele de Apostolul Pavel. Eu am avut ocazia să vizitez închisoarea aceea mamertină din Roma. Se știa că a fost pronunțată sentința de către crudul împărat Nero ca Pavel să fie omorât prin decapitare. Se știa, era prima prigonă dezlănțuită împotriva creștinilor. Și bătrânul Pavel aștepta ziua când se va pune în executare sentința. Și îi scrie lui Timotei, clipa plecării, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. Și auzi ce spune el. Auzi la prezent ce spune el. Sunt unii care sunt spăimânt, așa nu știu ce să fac. Însă el spune, clipa plecării mele este aproape. Se uită la trecut și auzi ce zice el. Versetul 7. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergări. Am păzit credință. Auzi cum e trecutul lui? Ei, dacă dumneata te uiți în seara asta la trecut și ar trebui să mor cum e trecutul, nu te îngruziaște poate. Poate cine știe, te lasă într-o stare din asta încât poate tremur și nu știi ce va fi cu tine. Dar uite el, cu atâta liniște spune, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și acum uitați-vă cum privește el viitorul. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea cine? Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit, venirea lui. Slăvit să fie Domnul. O mă rog în această seară ca Domnul să cerceteze orice ființă din locul acesta. Și ascultă-mă bine. Mesajul este, orice important este să răscumpărăm vremea. Și dacă în primul rând am zis a răscumpăra vremea înseamnă a cunoaște, să știi, să cunoști vremea cercetării, să cunoaștem vremea cercetării noastre, în al doilea rând este să stabilim o relație cu Dumnezeu în vremea pe care o avem la dispoziție. Care-i vremea aceea? Eu nu știu. Dar atâta vreme cât se zice astăzi, nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Doamne ajută! 3. Uitați-vă un al treilea lucru. Ce înseamnă să răscumpărăm vremea? Spuneam la un moment dat să folosim orice ocazie cât mai intens. Să punem la dispoziția lui Dumnezeu vremea pe care o avem. Și am zis în al treilea rând, a răscumpăra vremea înseamnă să folosim vremea punându-ne la dispoziția lui Dumnezeu. Vedeți? Într-o bună zi va trebui să plecăm de aici. Și știi ce important este la ce ne ducem? Uitați-vă ce spune Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 4 și în capitolul 6, și voi citi acele cuvinte scrise de apostolul în versetul 9. Au ce zice? Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Ce desprindeți de aici? Că Dumnezeu pune la dispoziția noastră o vreme. Și în vremea asta noi putem răscumpăra vremea punându-o la dispoziția lui Dumnezeu. Citeam despre un mare om al lui Dumnezeu, Jonathan Edwards. El face dintr-o familie mare din Statele Unite ale Americii. Cineva a fost din familia asta și vicepreședintele Statelor Unite. Însă Jonathan acesta a fost un mare slujitor, un predicator deosebit. Un om care l-a onorat pe Dumnezeu într-un mod deosebit. Auzi ce spune omul acesta? El scrie când avea 20 de ani. Și a predat viața în mâna lui Dumnezeu. A cunoscut vremea cercetării. A stabilit o relație cu Dumnezeu, rețineți, și din momentul acela el vrea să pună, să răscumpere vremea, punându-se la dispoziția lui Dumnezeu. Și auzit ce scrie el înainte chiar de a împlini vârsta de 20 de ani. Și auzit ce spune el. Am hotărât să nu pierd niciun moment din timpul meu, ci să-l întrebuințez în cel mai folositor mod cu putință. Auzit ce zice el. Am hotărât. Noi ce am hotărât? Avem vreme de telenovel, de filme, vreme de plimbare, vreme de stat în shop-uri, în mall-uri, poate ceasuri întregi. Dar vreme pentru a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu. Avem de a face ceva pentru El?
Azi dimineață predicam la Sighetul Mărmației. Am luat textul acela din calendar, nu știu ce s-a predicat la dumneavoastră, din 1 Corinteni 12. Mădularele astea care sunt în trupul lui Hristos. Și a zis, care-i rolul lor? Care-i rolul lor? Rolul mădularelor este să facă o slujbă, să facă ceva pentru Dumnezeu. Și avem noi o cântare veche, o știu de când eram copil, și cântarea asta spune, numai odată tu trăiești și cui ai vrea să îi slujești. Numai o inimă tu ai și cui ai vrea să-i o predai. Și apoi spune a doua strofă, o, de-ai sluji tu lui Iisus. Și inima s-o îndrepți în sus. Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Și apoi spune mai departe alte versuri, dar eu rămân la atât. Ei, uitați-vă ce înseamnă să te pui în slujba lui Dumnezeu. Un alt om al lui Dumnezeu, numele lui este John Wesley. Am făcut istorie, Doamne Sfinte. Și John ăsta Wesley, întemeitorul metodismului, auzi, el avea o diviză în viața lui. Eu asta o spun mai ales când merg la ordin de slujitor. Și acolo auzi ce spune omul ăsta al lui Dumnezeu. Fă tot ce poți, ori de câte ori poți, prin toate mijlocele prin care poți, în cât timp poți, auzi, să faci ceva pentru Dumnezeu. Câți au asemenea deviză? E o cântare veche de-a noastră care spune așa, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Sunt atâția credincioși prin biserici, atâția mădulare. Oameni pe care dacă îi întreb, ce ai făcut tu pentru Dumnezeu? Cum ai folosit tu timpul? Te-ai pus tu la dispoziția lui Dumnezeu? Ai răscumpărat vremea? Cât te-ai implicat în lucrarea lui Dumnezeu? Și mulți oameni iarăși ridică din umeri și nu știu ce să spună. Tineri, ați cântat frumos și fanfară și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Toate astea se contabilizează. Și Dumnezeu nu uită nimic. Eu vă spun și pot să vă spun din experiența mea. Am putut să văd cum Dumnezeu pentru toate și aici nu-ți uită. Dar va veni o zi când El, Marele Stăpân, auzi, cum citeam aici din Galateni, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită, auzi, vom secera. Dacă nu vom cădea de oboseală, a răscumpăra vremea. Este să folosim timpul ăsta punându-ne la dispoziția lui Dumnezeu. De câte ori avem posibilitatea să facem ceva? Poate ai posibilitatea să vizitezi un bolnav și nu o faci. Ai posibilitatea să mergi cuiva, să dai o mână de ajutor și nu o faci. Ai posibilitatea să mergi să mijlocești în rugăciune și numai n-ai vreme. Sunt atâtea lucruri unde Dumnezeu vrea să ne pună. Noi avem acea pildă pe care o dă Iisus cu samariteanul. Și pilda asta cu samariteanul e pilda în care îl vedem pe samaritean implicându-se în viața celui căzut între tălare. Și apoi noi interpretăm pilda. Mari specialiști în interpretare. Și alegorizăm pilda excesiv și din prima îl facem pe Iisus marele samaritean. Și apoi zice, samaritene Iisus, du-te tu la ei bolnavi. Să-i grijește tu de ei, fă-le ceva. Samaritene, du-te și mângâie tu pe cutare. Samaritene, îmbărbătează-l tu pe cutare. Și ne-am făcut noi așa un centru de comandă și îl trimitem noi pe Iisus într-o parte sau alta când Iisus ne trimite pe noi. Ne trimite, nu ne trimite. Ne pune Iisus la treabă, nu ne pune. Uitați-vă în 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, apostolul Petru spune așa, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora. A răscumpăra vremea înseamnă a folosi timpul cât mai intens, să nu obosim în facerea binelui. Dacă iarăși lansez o întrebare, nu aștept răspuns. Vi-l spuneți dumneavoastră, bifați acolo. Imaginați-vă că aveți în față un test. Și la testul ăsta, începând cu mine, toți trebuie să bifăm. Și dacă vreți așa, sunt doar propoziții. Unde trebuie să spui adevărat ori fals? Ce punem? Și auzi ce zici? Auzi cum e? Trebuie să faci un bine. Când ai făcut ultima dată un bine? Nu trebuie să răspunzi.
Vorbeam de Titus, așa mai în primul punct. Titus ăsta a ajuns după aceea împărat roman, l-a succedat pe tron pe tatălui. Și în urma acestui eveniment, când a distrus Ierusalimul, am avut ocazia să văd acolo pe situl ăla arheologic din Roma, să văd arcul de triumf al lui Titus. Printre lucrurile care sunt puse acolo este și menorah, acel candelabru cu 7 brațe, sculptat acolo în piatră, și cei care îți ajunge acolo, uitați-vă, și ăsta este semnul că el i-a învins pe evrei. E semnul. Că el așa își făcea împărață, nu? Pe columna lui Traian, îi războiul cu Dace, se pot vedea. Fiecare și-a marcat evenimentul prin ceva. Și toți se temeau că Titus ăsta va fi crud, va fi rău și cine știe câte lucruri va face. Dar spre surprinderea oamenilor, știți ce s-a întâmplat? Se spune că Titus ăsta în fiecare seară stătea la masă cu suita lui. Cei din familie, cei care erau acolo, și se spune, e într-un magazin istoric aici în România, pe vremea încă regimului trecut, am citit. Și știți ce a scris acolo? Scrie așa. În fiecare seară la masă se ridica Titus și în ziua, rețineți, când nu făcea un bine, spunea așa, prieteni, am pierdut o zi. Câte zile am pierdut noi? O cântare veche pe care noi o cântam și chiar le pomeneam fraților anul ăsta acolo la Ruscova, de fiecare dată la finalul anului și începutul anului următor, ei cânta, noi cântam și se cânta cântarea aceasta. Atâtea zile din viață i-am pierdut. Și n-am lucrat atunci când s-a putut. Și vai și mie cât de rău îmi pare că n-am lucrat atunci când s-a putut. Vrem să ne pară rău sau vrem să răscumpărăm vremea punându-ne la dispoziția lui Dumnezeu și făcând ce dorește El. Amin! Și în ultimul rând și apoi am încheiat. Acum dacă tot rămân în nădlac acum în seara asta, așa că altădată vă mai spun un lucru și am încheiat. Ăsta e al patrulea, vă citesc versetul ăsta, după care tragem concluzia și vom zice amin. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1 în jos, a doua parte, 1 în jos, citim. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Și acum atenție mare. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. No, ce înseamnă în al patrulea rând a răscumpăra vremea? Hai că facem o mile. În al patrulea rând a răscumpăra vremea înseamnă să facem voia lui Dumnezeu în vremea care ne mai rămâne de trăit. Am avut un botez în decembrie. Și la botezul din decembrie am o amintire care am mai spus-o în câteva locuri. Noi facem botez în iulie, iunie, iulie, pe acolo, începutul lui iulie cel târziu, și unul avem în ultima duminică din an, de câțiva ani. Și anul trecut, la botez, am avut 23 de persoane, din care erau 16 din lume. O bătrânică de 86 de ani, simpatică, omoroșancă, încă așa la 86 de ani să mișca. Și eu întreb, credeți că Domnul Iisus e Mântuitorul? Și dă-i și întreb. Bun, și acum auzi ce întreb. Și până când vreți să-L slujiți pe Domnul? Toată lumea zice, până la moarte, până la capătul vieții. Da, bătrânică, zice. Câte zile mi-o mai dat Domnul? Auzi, la ea au fost zile. Câte zile? În vremea care mai rămâne de trăit. Noi nu știm niciunul cât ne mai rămâne. Știi vreunul? Nu știm. Dar auzi ce înseamnă a răscumpăra vremea? A răscumpăra vremea înseamnă a trăi după voia lui Dumnezeu, a face voia lui Dumnezeu în vremea care ne mai rămâne de trăit. Să nu ne pomenim într-o zi. Acolo când va veni Iisus, că tare frumos ați cântat și fanfara și am văzut că răpirea așa frumos răsuna cântarea. Credeți-mă că și eu cât puteam mai cânta. Frumoasă cântare. E, dar vine răpirea. Dar ne-am gândit cât vom merge. Pentru că acolo auzi ce spune. Mulți îmi vor zice aceea, în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi minune în numele Tău. Nu? N-am predicat, n-am cântat, câte alte. Și auzi ce zice Domnul Iisus acolo. Nu vă cunosc pentru că ați făcut fără de lege. Dar înainte de asta, în versetul 21, auzi ce zice.
Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este unde? În cerul. No, ce înseamnă a răscumpăra vremea? Uitați-vă ce înseamnă în al patrulea rând. A răscumpăra vremea înseamnă a face voia lui Dumnezeu. Și cum e voia lui Dumnezeu? Bună, plăcută și desăvârșit. Și acum mai citesc versetul 3 care spune așa. Ajunge în adevăr că în trecut, ați făcut ce? Voia neamului. Și ați trăit. No, acum fiecare să-și spună. Ați trăit în desfrânări. Dacă e desfrânare în viața cuiva, înseamnă că nu e în voia lui Dumnezeu. Nu răscumpără vremea. Și dacă vrei să răscumperi vremea, pune capăt desfrânărilor. Cum a zis Daniel, din partea lui Dumnezeu, lui Nebucadnețar, placă-ți sfatul meu, împărate. Rup eu cu nelegiuirile. Pune capăt păcatelor tale. Auzi? În desfrânări, în pofte, câte pofte? Poate cocoloșite, poate ascunse, nu știe nimeni. Dar poftele alea, nu? În care poate, așa, mai le acoperi, dar dacă le ai, e problemă, că auzi ce spune cuvântul Domnului, n-ai răscumpărat vremea și nu ești în voia lui Dumnezeu. Mai departe, în beții, mă gândesc că nu există așa ceva, nu? Dar dacă există cineva, ascultă-mă bine, poți să te numești cum vrei, dar dacă mai există astfel de lucruri, dă-le la o parte, răscumpără vremea, folosește-o și spune de astăzi. O picătură nu mai pun. Pentru că auzi ce înseamnă să răscumperi vremea. Că-ți mai rămâne de trăit în trup, să trăiești după voia lui Dumnezeu, nefăcând lucrul acesta. Apoi, chefuri. Nu? La ora actuală ăsta e cuvânt de ordine, numai chef auzi. A răscumpăra vremea înseamnă nu te duci acolo. Slujiri idolești neîngăduite și câte altele. Eu, cum am zis, voi încheia acum. Dar doresc în momentele acestea, așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu, să privim acolo în adâncul ființei noastre, să ne facem o cercetare vie și să vedem, e important pentru noi să răscumpărăm vremea, ce ziceți? Este important? Doamne ajută-ne! Ce înseamnă să răscumpărăm vremea? În primul rând, să cunoaștem vremea cercetării noastre. Nu ne-a cercetat Dumnezeu de atâtea ori și nu ne cercetează. Ne cercetează, ce ziceți? O, mărit să fii tu, Doamne! În al doilea rând, să stabilim o relație cu Dumnezeu în vremea pe care o avem la dispoziția noastră. Dacă n-ai stabilit-o, poți să stabilești încă acum, în seara asta. 3. A răscumpăra vremea înseamnă să folosești vremea punându-te în slujba lui Dumnezeu, la dispoziția lui Dumnezeu. Nu numai că noi cântăm pe la biserică, sunt aici la dispoziția ta. De cântat e una, dar de făcut e alta. Să te pui în, să pui în aplicare ceea ce spune Dumnezeu. Și în al patrulea rând, a răscumpăra vremea înseamnă să facem voia lui Dumnezeu în vremea care ne mai rămâne de trăit în trup. Amin.